Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să deschidem oferta din shop. Avem aici un free box cu 18 coins. Mai avem Jesse și Carl. Ok. Avem și în Brawl Pass două misiuni noi, să jucăm cu Piper să câștigăm 3 meciuri și cu Bee să dăm damage. Ok, alte reward-uri nu văd să avem pe aici. Păi hai să începem. O să începem cu... Avem cu Piper și cu Bee. Păi hai să luăm întâi pe... Să o luăm pe Piper. O să o și upgradăm cu ocazia asta. Nu contează la ce vom juca. Dar aș vrea totuși să mai facem din misiuni. Uite, de exemplu... 10 jocuri la Haste. Sau uite, ne mai trebuie un meci în Hudson. Hai să începem cu un meci de Hudson, prima dată. Bun. Băi, nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați clopoțelul de notificări. Să fiți la curent cu ce postez. La Piper e greu, că dacă ratezi... Ok, hai să ne ținem și noi un pic de zonă. Am lovit acolo pe Carl. Ne-a scos din păcate. Dar nu contează, aproape am luat zona din dreapta. Și să mă duc în partea asta. Trebuie să ne luăm și aici teritoriu. Excelent, am dat acolo abilitatea. Să mai dau o dată. Bun. Băi, și cât de bine a jucat... Sau am jucat cu Piper meciul ăsta. S-ar putea chiar să iau player of the match. Hai să vedem. Da, n-am luat. Dar e ok. Ne-am descurcat excelent. Bun, am câștigat primul match. Ne-am făcut și misiunea din Hudson. Hai să vedem o altă misiune. Ar fi să câștigăm la Bounty sau în Haste. Hai să jucăm la Bounty. It's not available. Bă, niciunul nu e available momentan. Păi atunci putem să jucăm ce vrem. Cred că avem un reward deja. Da, 10 gemuri. Hai să jucăm atunci. Ia să vedem ce eventuri avem. Asta începe într-o zi și ceva. Bă, hai să jucăm la Showdown. Nu știu ce înseamnă ciuperca asta de aici din dreapta. Începem cu un duo. Pentru început, după care vom juca și solo. Depinde cât de bine stăpânesc eu brawlerul ăsta pe Piper. Îmi amintesc că am jucat bine cu el în meciurile precedente. Doar că se încarcă destul de greu. Holy fuck, nu ești tu. Bun. Stăm aici un pic la adăpost. Perfect. Da, ne-a ajutat și cu echipierul. Hai să vedem. Da, au rămas doar 3 echipe, mai rămas. Și se bat aici doi brawleri.
Ok. Și mai acel Shelly pe care ar trebui să-l scoatem aici. Excelent. Băi, zona asta parcă ne dădea heal, dacă nu mă înșel. Hai să vedem, avem aici o rosa. Ok, și-a mai rămas unul singur. Să vedem dacă se va lupta cu noi. Perfect. Ah, fix când l-am scos, s-a spanat rosa. Bun. Obținem victoria și în duo. Da, mai avem nevoie de un singur win cu Piper și vom completa misiunea. Hai să dăm tot un 2v2 sau duo, cum e în Brawl Stars. Bun. Să începem să lutăm cutiile. Da, o să mă duc eu la cea de sus. Ok, am luat energiul. Hai să vedem. Aș vrea să mai luptăm cu tine înainte de a ne lupta. Nu, damn it. Ne-a scos. Da, hai să dăm și un meci de 1v1. Acolo e mai pe propriile forțe. Aia ceea ce nu știu dacă e neapărat un avantaj. Adică nu simt că controlez foarte bine acest brawler. Dar cine știe, poate cu puțin noroc vom câștiga. Mersi, bro. Nu. Firar. M-a prins acolo fără viață. Da, eram cu viața sub jumate. Ok, am luat totuși două trofee. Hai să jucăm și în Gem Grab. Băi, undeva trebuie să câștigăm până la urmă, nu? Da. Cred că Piper e mai bun când joacă în echipă. Totuși, cam multe hituri pe lângă. Damn it. Era cât pe aici să... pierdem. Ok. Firar, m-a scos acel bull, dar oricum, important e că am luat noi gemurile și să vedem dacă rezistă băieții aici, să vin și eu în ajutorul lor. Da, încă 4 secunde mai avem nevoie de... să rezistăm și obținem victoria. Hai să vedem, ar trebui să ne completăm misiunea, perfect. Bun, luăm și tokenuri.
A, mai creștem aici un pic, dar nu suficient cât să putem lua următorul reward. Și hai acum să jucăm cu B. Da, următoarea misiune era cu B. O să o și upgradăm cu ocazia asta. Hai să dăm tot un match la Gem Grab. Băi, misiunea e barcă era să dea damage, din ce mi-amintesc. Da, B un tot un fel de sniper. Tot un fel de sniper, nu mai știu care era abilitatea ei, sincer. Da, ok. Era tot damage-ul. Să stăm aici. Avem deja 5 gemuri. Am luat pe al șaselea. Oh, nu pot să cred cum a scăpat acolo cu foarte puțin la viață. Ok. Băi, și tipul ăsta nu mai... Văd că nu mai joacă. Uite, abia acum a intrat în joc. No, și ăla s-a ascuns mult prea devreme. Nu e acum momentul de vați ascunselea. Ok. Da, nu știu ce crede el. Firar. Da, ne luăm bătaie din cauza ăsuia din dreapta, care stă ascuns acolo, crede că... Nu știu ce crede el. Da. Uite cum pierdem din cauza lui. Ok. Bun. Oricum, scopul era să dăm damage. Am dat destul. O să mai dăm un match. Tot de Gem Grab. Da, sper să nu mai nimerim cu unul de genul ăla. Frate, aveam 5 sau 6 gemuri și el s-a băgat în iarbă să țină de ele. Ah, am murit acolo amândoi. Bun, dar am rămas cu viața aproape de zero. Scăpăm la limită. Ok, hai să revenim. Mai avem aici de luat niște gemuri, las pe el pentru că are mai multe și... uite, da, acum... Să zicem că putem să ne ascundem. Da, chiar și așa. Te ascunzi, nu știu, cum le-ai tu pe toate și se luptă, îi țină colegii cu echipierii în defensivă, dar nu te duci așa ca fraierul din prima. Bun, hai să vedem. Băi, încă n-am făcut misiunea. Trebuie să mai dăm un match. Oricum, am jucat bine cu B. Chiar dacă am pierdut primul meci ăla de atunci, noi ne-am jucat cărțile bine. Hai să vedem. Bum, bum.
Demet, ne-a prins acolo el primo. Ne-a rupt efectiv în două. Îl prindem și noi acum. Perfect, ne-am luat înapoi gemurile. Hai să vedem aici în centru. Păi, nu pot să cred că a scăpat acel Nita. Cu albinele pe el și tot a scăpat. Aia și probabil că stă ascuns, ba nu stă ascuns, e acolo. Ah, demet. Bun, l-am omorât pe cel care avea, cred că Nita era. A, și acum sunt la el primul. Și acum sunt la mine. Pa, pa, băieți. V-am pupat pe pălărie. Hai să... De acum e momentul să fugim de ei. Da? Dar chiar și așa noi am luptat și i-am bătut. Hai să vedem. Cred că ne-am completat misiunea. Da. Luăm următorul reward. Șanse mari, cred că da. Hai să vedem. Următorul reward este un big box. Să vedem ce ne aduce. Avem coins, avem pe Rosa, pe Poco și pe B. Plus bonus 200 de tokenuri. Să revenim. Și mai avem aici un brawl box care ne aduce 17 coins, power points pentru Bull și Poco. Excelent. Următorul este de gold, după care încep iar boxuri și powerpoints. Ok, cam atât cu episodul de azi. Ne oprim aici. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!